Grădina botanică este deschisă publicului și putem spune că la ora actuală ea poate fi vizitată în proporție de 100%. A fost o provocare foarte mare pentru colegii noștri de la RADPFL, care au trebuit să planteze gazon peste tot în grădina botanică. Odată cu reabilitarea au fost amenajate și câteva noi zone, precum colțul japonez, unde vor fi aduse plante specifice. Instituția cuprinde câteva sectoare bine organizate unde vor putea fi admirate specii de plante caracteristice mai multor zone din țară și flori din diverse părți ale globului. Grădina botanică este și un loc splendid de promenadă pentru craioveni și pentru turiștii veniți din toate colțurile țării. Am făcut acest foișor japonez pe care îl vedeți în spate, pentru că aici, conform proiectului, era grădina japoneză. Urmează de asemenea ca în perioada de toamnă, când putem să începem plantările, să aducem aici și plante specifice grădinilor japoneze. Foișorul a fost lucrat de angajații noștri de la RADPFL. S-a decolmatat lacul pe care îl vedeți în grădina botanică. A fost o muncă imensă a angajaților noștri. S-au scos undeva în jur de 60 de remorci de mâl. Conducerea Universității din Craiova a dat asigurări că și serele de la grădina botanică vor fi modernizate. Universitatea din Craiova rămâne în această grădină botanică prin serele pe care le are, studenții fac practică, e adevărat că va trebui să refacem serele, dar în viitorul apropiat o să reușim să le dăm o față așa cum trebuie. Grădina botanică, într-adevăr, arată în acest moment așa cum ar fi trebuit să arate de mult. Grădina botanică Alexandru Buia a fost înființată din inițiativa și sub îndrumarea profesorului universitar Alexandru Buia în anul 1952, atunci când Parcul 7 Noiembrie Fântâna Gianu a fost donat Institutului Agronomic din Craiova.